ce a făcut în seara asta este o performanță a unui om de scenă. Ea e făcută pentru scenă. Seamănă cu ea însăși și asta este cel mai grozav lucru. E ea însăși. E un copil minunat. Nu o minune, un copil minunat. Asemenea lui Nichita Stănescu, care a spus că muzica este un răspuns ce nu necesită întrebare, așa și despre Daria pot spune că doar Dumnezeu a înzestrat-o cu acest talent și această putere de a munci și a face ca arta să intre în sufletele noastre și uneori să ne și vindece. Este un copil de excepțională valoare, un copil care a obținut enorm de multe premii, la vârsta de 9 ani a obținut premii naționale și internaționale, iar copilul este un copil care trebuie ajutat prin orice mijloace, este un copil excepțional, un copil cu un mare talent, un talent cu multe fațete, atât muzical cât și tehnic. Concertul de această seară a fost un concert cu copii foarte talentați și este o onoare pentru Filarmonica din Ploiești că prezintă astfel de concerte, astfel de elemente care cu timpul vor evolua și vor face onoare scenelor muzicale ploiești. Este un copil care își cunoaște potențialul și care știe să se pună în valoare. Cum evaluați prestația Dariei din seara asta? Foarte bună, foarte bună și mult peste media unui copil de vârsta ei. Sigur că fără seriozitate nu se poate face. Această meserie nu se poate face în glumă sau în joacă. Copiii de tipul ăsta sunt copii care nu au copilărie, copii care sunt supra-solicitați și sigur că depinde foarte mult de rezistența acestui copil. Este un copil în care am foarte multă încredere și sunt convins că va face o mare carieră de pianist. Sigur, va fi un pianist de mare anvergură, în cazul când talentul ei va progresa și ea va lucra așa cum va trebui să lucreze și se va ține de seriozitate, așa cum o cunosc pe copil și pe părinți. Sunt oameni serioși și sunt oameni care știu ce au în bătătură.